Când Dumnezeu ți-a închis o ușă, deschide o fereastră. Creierul trebuie să funcționeze cu bucurie. Dacă nu ai comunicare cu elevii, dacă nu ai comunicare cu copiii, degeaba le dai porunci. Nu comunică, nu cresc. Degenerează. Cum comunică, cum se regenerează. Binecuvântează pe oamenii din preajma ta, dacă vrei să îi ajuți să-și rezolve problemele. Binecuvântarea îi duce în zona spirituală. Sunt anumite subiecte care vă duc într-o zonă foarte călduroasă a sfătului dumneavoastră și se vede pe chip că vă amintiți cu foarte multă căldură sufletească aceste experiențe de a lucra cu oamenii și de a-i ajuta să descopere în ei această imensă cantitate de date cosmice care zac patente în ființa umană. În noi, pe care nu le știm, pentru că nu le-am accesat niciodată. Dumnezeu ne vorbește în cuvinte omenești. El comunică cu noi. Când comunică cu noi? Tot timpul. Cum comunică cu noi? Când îl lăsăm să comunice cu noi? Când îi permitem? Da, dar cum comunică cu noi? Când Biblia spune, pune gânduri în minte și emoții în inimă. Da. În cazul ăsta am niște numere. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 spune sunt, 2 ce, 3 cum, 4 unde, 5 când, 6 de ce. Aducerea la prezent unde mă aflu. Da, exact. Avem memorii peste tot. Avem o arhitectură lăsată de Dumnezeu când zice că omul e făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. E real. Ori alegem să ne îndreptăm, ori avem șansa să dispărăm. Ca individ, ca nație, ca specie. Și prieteni, bine v-am găsit! Suntem astăzi împreună cu un om mare. Domnul Florian Colceagă și-a pus în slujba eternității acestui pământ genialitatea și a căutat să aducă, să dezgroape din oameni cea mai înaltă și cea mai puternică și cea mai rafinată substanță a noastră, și anume potențialul de creație și potențialul să fim co-creatori la această lume imensă în care noi trăim. Ei bine, Florian Colceagă a căutat în zeci de ramuri științifice și odată și-a însușit atât de multe diplome recunoscute pe un merit extraordinar care și l-a pus ca să susțină știința și mediul spiritual și științific al acestei planete, nu doar în România. Și evident că probabil ați aflat că nu toate proiectele sale au fost admise sau susținute de către Ministerul Educației încă, dar sperăm, dacă facem și această emisiune împreună și pe viitor și altele, să reușim să punem puțin mai mult fundul la treabă, cum spunem noi în România, și să aducem un upgrade, o îmbunătățire, o optimizare la sistemul educațional puțin mai învechit, pe care încă mulți profesori îl onorează cu multă neștiință. Și totuși, pentru că astăzi vrem să vă oferim un subiect de ordin potențial creator, această emisiune de manualul de utilizare a minții omului, dar și a copilului, sperăm să fie pentru dumneavoastră o practică pe care după aia o puteți integra în viața pe care dumneavoastră o dețineți, această viață sacră, spirituală, pe care noi ne-o însușim până la capăt. Florian Colceagă a căutat în foarte multe medii științifice să onoreze fiecare om care poate să devină geniu. Și toată viața a reușit în mare parte în multe olimpiade de matematică, în multe alte ramuri ca biofizica, biochimia, biologia celulară, să găsească imersiune în lumea realității. Și această realitate pe care noi o descoperim prin el este una adânc în viața noastră. Când omul și-o caută, și-o descoperă, și-o revelează, dar tot timpul este nevoie de un antrenor de genii, un antrenor de oameni, un antrenor de minți, pentru că prin această minte putem să facem lucruri imense și avem nevoie de suportul dumneavoastră ca să nu stăm cu mintea în repaus, ci să o folosim și în această emisiune să revelăm această cum se poate face construcția, optimizarea minții umane. Domnule profesor Florian Colceagă, mulțumesc foarte mult pentru amabilitatea de a răspunde aceste invitații. Știu că sunteți un om care sunteți implicat în foarte multe proiecte de construcție cerebrală, socială,
sociologică și în continuu vă dedicați timpul și energia și resursele ca să țineți pe oameni în potențialul lor creativ. De ce, pe scurt, faceți acest lucru pentru oameni? Mi-ați amintit ceva interesant. Am discutat acum vreo săptămână cu domnul Godeanu, care este soțul în viață a doamnei Godeanu, care a făcut piramida din Pitești. Mărioara Godeanu. Mărioara Godeanu. Când eram student, eu chiuleam la facultate destul de mult ca să fac cercetare. Și eu la fel. Cercetarea o făceam la... N-am știut că era Institutul doamnei Godeanu. Știam că lucrez la Institutul de Biofizică și cu doamna Motaș, Cici Motaș, care făcea niște experimente absolut fabuloase. Zambile de apă puse în niște vase cu apă mici. Astea sunt niște plante din Amazon, care au fost puse în experiment. Într-un vas s-a turnat un poluant și a început să spălească zambila respectivă și a transmis semnalul. Fetelor, vine nenorocirea peste noi, eu mor. Celelalte s-au deprimat și au început și ele să moară. În camera alăturată era un geam, da? Dar nu circula aer între camera mare de experiment și camera alăturată. Au început să moară și zambile de apă care erau în camera alăturată. Ceea ce înseamnă că plantele comunicau. În eter. Cum? Necum. Deci comunicau. Experimentele astea s-au propagat mai târziu în Japonia. S-au văzut că fungii, deci micelile de ciupercă, sau bacteriile, comunică. Cum? Primul experiment într-un labirint, s-au pus hrană, agar-agar. Și s-au, în două locuri, un pic de fungi sau de bacterii. Alea s-au înmulțit cât au avut hrană, după care au început să degenereze, dar au lăsat urma care a funcționat în continuare, prin care puteau comunica. Astfel încât dacă aveau hrană, iarăși aveau hrană, să-și revină. Alta, metroul din Kyoto, sau din Tokyo. Rețeaua de metrou din Tokyo a fost făcută într-un experiment similar. Da? Ceea ce este absolut incredibil. Cum comunică natura? Și acum că vorbim despre educație. Dacă nu ai comunicare cu elevii, dacă nu ai comunicare cu copiii, degeaba le dai porunci. Nu comunică, nu cresc. Degenerează. Cum comunică, cum se regenerează. Aceste instrucțiuni sunt incorporate foarte adânc în profesori. Ei nu se pot dezice de instrucțiunile și protocolul educațional de stat. Aici e o problemă. Pentru copii, cât și pentru ei înșiși, dar acei copii, cum pot ei să-și însușească o minte creativă? Vezi, e o chestie foarte drăguță. Când ești la aceeași înălțime, când ești părinte și stai cu copilul tău la discuții, dar ești pe podea, jos pe podea, și îl întrebi copilul, ce părere ai tu despre? El începe să spună, dacă îi dai porunci, nu o să facă niciodată. Dar când îl lași să manifeste ce părere ai tu, abia atunci poți să-ți dai seama cât e de evoluat. A fost un experiment fenomenal făcut cu de un învățător în timpul celui de-al doilea război mondial, un învățător din Italia. Oraș de munte, copii săraci, care n-aveau ce mânca, dar veneau la școală, că le era drag de învățător. Într-o zi vine un copil
avut fleașcă. Eu n-am apucat să-l prind pe învățătorul respectiv, murise între timp. Am vrut să-l cunosc personal. Vine făcut fleașcă și îl întreabă, ce-ai pățit, Giovanni? Păi și domnul, au furtună, m-a speriat, etc. Și a venit un câine, am căzut în noroi. Bun. Copii, vă știți care, ce înseamnă fulgerul? Și au început să iei să își spună părerile. Deci, întrebați fiind, devin creativ. Caută ei înșiși. Ei, când dezgroapă informația din ei. Foarte interesantă. Deci, nu e Sfântul Ilie cu căruța pe acolo? Nu, domnul, nu. Eu am un radio vechi care face pâr-pâr, e o scânteie. De ce a fost atât de admirat acel om? La bătrânețe veneau foștii lui elevi să-l sărbătoresc. Aveau 40, 50 de ani, 60 de ani, el era bătrân rău. Dar aveau toți poziții înalte social, pentru că au fost antrenați să gândească ceea ce e fundamental. Nu să-și facă teme pentru acasă. Nu să umple caietul de exerciții făcute de toceală, ci să gândească, să judece și să comunice. Prin propria lor conștiință. Prin propria lor conștiință. Vă dați seama, dacă bacteriile și fungii fac în felul ăsta, da? Omul în mod natural ar trebui să facă. Dacă nu îl nenorocește sistemul de educație care îi cere să tocească. Bun? Acum, din ce în ce mai puțin observ că tinerii își mai pun întrebări când se întâlnesc unii cu ceilalți. Ei doar afirmă sau își expun o experiență, dar nu se mai întreabă în ajutorul în colectiv, într-un grup, într-un cuplu, nu se mai întreabă unul pe altul lucruri. Tot timpul vin cu statements, le spun în engleză, sau mărturii afirmative, că așa stau lucrurile. Atunci, cum se întâmplă în creier procesul de tot timpul, dacă omul nu mai întreabă și doar stagnează în aceste afirmații, mai funcționează emisfera lui dreaptă? Funcționează, nu bine. Ca să funcționeze bine, chiar bine, sunt... Vedeți, am fost în Japonia, am discutat pe drum la doamna Shichida, Makoto Shichida, a descoperit... Sunt niște cărți în limba română traduse... Sigur. Avem fundația Shichida în România, la Oradea, și o să deschid o grădiniță în toamna asta și în București. E pe ultimele stadii de pregătire. Deci, Makoto Shichida a găsit potențial extraordinar al emisferei drepte, care e creativă și care, nu numai că e creativă, are o viteză de gândire fabuloasă. Emisfera stângă, când o silește să intre niște cadre, ca pe zambile de apă care trebuie să stea fiecare în pătrățica ei, ajunge să se epuizeze. Din cauza asta, toți cilarii, cei care sunt de aia, care vor note mari și sunt îndemnați de părinților care și ei vor note mari. Și premii multe. Și cum e, ei se epuizează. Foarte rar găsești un tocilar care să reușească în viață peste o anumită limită. Nu sunt creativi. Practic, biologia creierului nu mai este la fel de disponibilă, la fel de puternică. Da, emisfera stângă și emisfera dreaptă sunt foarte diferite. Emisfera stângă are o parte care este auditivă, alta care este senzitivă. Simt lucrurile. Evadarea auditivului e să simtă lucrurile. Când aude o muzică, trebuie să antreneze și vizualitatea. De exemplu, dacă faci visual music, cauți visual music pe YouTube, găsești o grămadă de
de filme cu visual music, în care muzica respectivă o vezi. Asta reface și emisfera dreaptă, o pune în funcțiune. Pentru că se leagă cele două simțuri, vizual și auditiv. Da. Când sensitivul, simte tot, el e timid. Când ajunge să fie într-o echipă, unii care fac, ei simt, ceilalți fac. Kinestetici fac. Ei gândesc cu mâinile. Pun mâna pe lucru. Da. De exemplu, sensitivul care face o lărie, el va scoate niște oale foarte frumoase, face sculptură. Face, dar el simte lucrurile. Da? Cum Michelangelo Buonarroti, de exemplu, a luat un bloc de marmur de 6 metri și doar a dat la o parte ce era nenecesar. Exact. El simțea ființa care era înăuntru și a eliberat-o. Asta când funcționează cele două emisfere la nivelul de sensibilitate și kinestezie. Ca să ajungi să ai niște elevi capabili care reușesc să facă lucruri nemaipomenite, să-l dezvolți creierul, trebuie să folosești aceste patru elemente și să pui prin programe specializate să se antreneze. Cum? Păi în viteza corespunzătoare. Kinestezicii sunt iuți, vizuale sunt mult mai iuți. Mintea lor funcționează în fracțiuni de secundă. Și judecă viața după aspectul vizual, cum arată lucrurile. Nu. Văd conexiunile. Vizualul vede conexiunile, văd relațiile. Văd, în primul rând, modul de acțiune, ei le văd și văd variantele care apar, dintre care pot alege una sau alta în funcție de caracteristici. Da? Și auditivul? Cum? Auditivul creează? Auditivul, dacă nu înțelege, nu este învățat să înțeleagă conținutul informațional al muzicii. E pus numai să spună note, numai să lucreze într-un anumit fel. Am avut o întâmplare foarte interesantă cu o fată pe care am întâlnit o tabără, era Luca, care scârțea îngrozitor la vioară. Acum e în Germania, s-am uitat în Germania. A venit la noi înainte să dea la conservator. Spune la Luca, ce temă ai pregătit? Păi era Rapsodia spaniolă de la Loh. Cântă. Scârți. Dar Luca, ia spune-mi tu, în ce anotimp se petrece acțiunea? Vară, iarnă, primăvară, toamnă? Păi e toamnă. Era toamnă târzie sau de început era cald? Da, cald. Bun. E dimineața, la pătând seara, noaptea, când e, e seara. Bun, auzi greierii cântând, da, unde e, la mare, la munte, pe dealuri? Păi pe niște dealuri. Bun. E lume acolo? Da, e lume. E o petrecere, e o adunare, e o horă, ce acolo? Ah, am înțeles. S-a format cadrul. Deci s-a format imaginea. A intrat a treia la conservator. N-avea nicio șansă. Profesorul lor a spus că n-are șansă să dea. Era prima care aștepta pe treptele conservatorului ca să aibă sală de antrenament în care să repete. Bun. Și a învățat, practic, să acceseze o zonă vizuală, da, a modului unde ea cântă. Exact. Și cum cântă. Da.
și asta așa ca să-și performeze abilitățile de cântat, datorită faptului că și putea vizualiza procesul întreg. Am avut aceeași experiență în Suceava, când am fost invitat la un liceu de muzică de acolo, la care au venit performanțe, cei care luaseră premii. Am spus, vreau pe cel mai slab să-l văd. Mi l-au dus pe cel mai slab. El cânta la un instrument de suflat. Bun. Păi, ai pregătit ceva? Da. Ia, i-a pus exact același tip de întrebări. L-am pus să vizualizeze piesa. I-a nenorocit pe toți din sală, erau profesori, erau părinți. Hai, cântă acum, după ce a vizualizat. A cântat, i-a făcut praf, deci nu-și mai reveneau. Mai ales profesorii care știu că n-ai un nimeni. Deci doar l-ați așa să se încadreze într-un spațiu și timp, creat de mintea lui, ca de să mintea cânte lui în acela. Vezi, aici este partea absolut senzațională. Noi avem un ce și avem un cine. Ce vreau, ce fac, ce sunt, ce interpretez. Dar când ei pui și cine, cine sunt, atunci ce și cine se unesc. Și îți asigură un drum în viață. Îți asumi un drum în viață. Îți asumi. Ești tu acel cine. Asta te motivează. Și după ce îți dai seama că poți, atunci o și faci. Și astfel, din vizualizarea intenționată și conștientă a unui nou cadru, care nu neapărat este acum existent, mintea accesează o zonă pe care creierul o folosește pentru orice activitate să fie mai performantă. Îți configurezi harta mentală. Care durează câteva secunde sau cu ajutorul cuiva, dacă... Harta mentală se face în timp și crește și e, mă rog, definită de o cultură. Dar, dacă intrați pe internet și puneți mental map, harta mentală, o să vedeți cum arată harta mentală. Pentru că e tot pe tot creierul, nu e într-un loc. Și... are zone, regiuni care sunt pute ceva de altceva, de altceva. În mici oraș într-o țară. Da, cam așa. Iar ele colaborează, dar colaborează la anumită vârstă într-un fel, altă vârstă altfel. Partea interesantă este că ai focusat pe o anumită zonă, aia se dezvoltă. Aia se dezvoltă. Celelalte. Celelalte rămân latente, ca potențial. Și nefolosite în 40 de ani? Degenerează dacă nu sunt folosite. Nu mai transmit circuite electrice de la una la alta. Exact. Și nu e numai prin neuroni. Pentru că nu doar neuronii sunt utilizați. Și dendritele. Celulele gliale. Gliale. Gliale, sigur că da. Care sunt în creier, multe, da? Foarte multe și că dacă nu sunt folosite, pot să-ți dea cancere. Și cum se folosesc ca să nu ajungă omul la cancer? Să-l faci viu. Creierul trebuie să funcționeze cu bucurie. Dacă nu aduci bucurie în viața copilului... Și în viața adulților, că și ei adulților, sunt decrepiți de muncile pe care le fac. Și în viața părinților. Dacă nu le dai bucurie în ceea ce fac, dar bucuria nu îți vine din rezultatele absurde pe care ți l-a dictat șeful. Da? Că așa trebuie să stai bucuros la locul de muncă. Nu. Bucuria se obține exersând-o. Prin autodeterminare. Exersând-o. Deci, dacă fiecare dimineață ieși afară, te uiți la soare și spui, vai, ce zi frumoasă o să fie astăzi. Deja ți-ai dat o direcție.
Dacă te duci și ieși afară și zici, ai de mine. Iarăși plouă. Plouă, e posomorâtă și am atât de lucru, am atâtea teme de făcut, am atâtea da. Circuitele? Sinhiba. Sinhiba. Sigur. Și prin cuvinte, prin modul în care ne exprimăm, cum relaționează creierul cu cuvintele noastre și cuvintele cu creierul? Mai ales în limba română, care este o limbă fabuloasă, pe care foarte puțină lume a înțeles-o. Ia gândiți-vă ce înseamnă încerc. Mă învârtesc în cerc. În drum. Le-am găsit în drum. Împart. Tai în bucăți. Împărți. Da? Luați orice dicționar și luați la bucată cu bucată. Este fabulos când îl traduci în realitate. Da. Am un prieten extraordinar, lingvist fabulos. Cel mai tare din lume, consider eu. Pe care l-am întrebat, măi, ce înseamnă Escu? Escu înseamnă eu sunt. Din cele mai multe nume, că foarte multe este în Escu. Da, eu sunt. Adică Simionescu, eu sunt Simion. Popescu, eu sunt Popa. Da? Care este incorporat. Incorporat. E drumul pe care ți l-ai asumat, pe care îl duci mai departe. Ok? Georgescu, eu sunt George. Și ce impact au cuvintele asupra condiției, spun, sănătății creierului uman? Dacă noi folosim cuvinte din neatenție și ne comportăm într-un mediu care e puțin mai trivial, cuvinte obscene sau care nu dau o energie sau o vibrație bună nici colectivului, nici omului însuși, trebuie cum afectează creierul? Trebuie să lasă istoria. Vă dau un exemplu. Da? Organul sexual masculin, pula sau puța. Pula vine din latinescul pulire, adică curățare, puța, împuțit. Deci erau cei cu pula, erau ofițerii, ceilalți erau soldații. Am înțeles, așa se diferenția una... Da. Romani când au intrat în Dacia. Iar cuvântul... Erau șefii și da. Sclavii. Cuvântul feminin, pizda, înseamnă pia stă. Deci e partea pe care stă femeia pe pământ. N-avea nimic obscen. În el însuși. În el însuși. Dar dacă tu îi dai noțiuni obscene, conotația în sine, o faci să fie jignitoare, da? Harta ta mentală se deteriorează. În funcție de ce sens dăm. În funcție de sensul pe care îl dăm. Exact. Și în limbajul de zi cu zi pe care îl avem, cum am putea să folosim limbajul ca un mod de construcție pentru creier? Trebuie să înțelegem noi cine suntem și ce drum ne-am ales. Pentru că limbajul e dat, totdeauna limbajul e profesional. Mai exact ce înseamnă profesional? E dat de o meserie. E dat de un drum în viață. Da? Este dat de o alegere. Și poate limbajul să fie un instrument de însănătoșire pentru creier? Poate fi, într-adevăr, un instrument de însănătoșire sau de îmbolnăvire. Și ulterior, ce alte instrumente mai are omul disponibil în el însuși ca să-și refacă structura creierului său să funcționeze la un nivel mai înalt? În afară de cuvinte și de limbaj, trăirile sale, atitudine față de mediu, față de context. Atitudine față de tot. Mediul natural, mediul uman, mediul tehnologic, mediul social, orice fel de mediu. Cum vedem lucrurile? Care se învață în funcție de numărul de experiențe și de calitatea lor. Exact, și asta e rolul educației.
De aici vine rolul educației. Păi, de asta și 30 de judecători l-au privit pe Socrate să mai facă asta, pentru că metoda socratică, în care dezgropa din tinerii din Atena suflul și creativitatea din ei, a fost oprită, pentru că a spus că îi convinge la politeism și nu i-a mai lăsat viața să curgă mai departe. I-a dat mătrăgună și... Da, mătrăgună. L-a oprit. Da, vezi, astea sunt evenimente în istorie care marchează atât de profund existența umană, încât pot să-l ducă pe căi foarte greșite. Cum a fost răstignirea lui Hristos. Răstignirea lui Hristos a marcat un nod istoric care a rămas în continuare. E un eveniment care s-a petrecut acum 2000 și ceva de ani și care acum provoacă în continuare războaie. Evenimentul în sine sau atitudinea oamenilor față de acest eveniment? Că evenimentul în sine nu le provoacă, ci cum gândesc oamenii despre acel eveniment, că dacă s-a întâmplat așa atunci, o să întâmple și acum. Da, dar secvențele care vin una după alta de fenomene. După ce a alungat zarafii cu biciu Hristos, cei care furau oamenii făcând simile bani, răstignirea a venit ca o consecință. Pentru că toți cei care erau pe cantitativ, pe aur, da? N-au putut să ierte. Pilat din Pont n-a vrut să răstignească, dar toți zarafii i-au răit pe ceilalți, care și ăștia erau tot pe bani și au rămas pe bani. Hai să ne uităm acum la războaiele actuale. Israelul a lovit țările arabe între înconjurătoare, care nu-i făcuseră nimic, ca să nu spun de cazarii din Ucraina, care sunt neam turcic, dar au trecut la ebraism. Și noi acum ne aflăm la o intersecție extraordinar de dură, în care ori alegem să ne îndreptăm, ori avem șansa să dispărem. Ca nație sau ca individ? Ca individ, ca nație, ca specie. Noi am distrus natura. De ce? Pentru că nu respectăm. De ce? Pentru că nu dialogăm cu natura. Nu dialogăm nici cu ceilalți. Eu nu văd un dialog făcut între forțele care sunt în stare să se omoare ca să se înțeleagă valorile, problemele, unde greșesc. Văd însă multă manipulare. Deci se implică forța ca să-i determine pe toți să facă același lucru. Și la copii să tocească până se tâmpesc. Da? Și la națiuni să se bată până distrug tot. Vedeți? Trebuie să învățăm, am început cu dialogul, dialogul dintre plante, dialogul dintre bacterii, dintre fungi, care duc la soluționări extraordinare. Metroul, știți cum arată metroul din Tokyo? Linii subterane, terane, supraterane. Rânduite. Forma naturii. Da. A scris o carte extraordinară, potențialul extraordinar al unui copil. Din ceea ce am văzut, a spus foarte multă muncă în ea și foarte multe concluzii pe care le-ați descifrat despre mintea unui copil. Cum astăzi, ca părinți sau ca bunici, putem să mai stăm în acea stare de curiozitate față de un copil, în care să ne chestionăm unul pe altul ca să ne ajutăm unul pe celălalt? Pentru că e din ce în ce mai rară această condiție, pentru că astăzi părinții și educatorii și profesorii și bunicii, ei știu și vor să impună.
care este în opoziție cu dezgroparea suflului creativ al copilului să devină el potențialul său enorm. Ce putem face în acest caz? Pentru că dorința în care noi avem o experiență de viață, hai să o dăm și copiilor noștri. Da. Care e o altă față a vanității și a mândriei, pe care copilul trebuie să fie ca și părinții la fel de înscăunat în scaunele sociale. Bun. Eu încerc să vă arăt gesticulând acum, ceea ce nu fac de obicei. Am făcut o modelare, diferență dintre Dumnezeu și dracu. La Dumnezeu era intrare de date, procesare de date, da? Intrare, procesare, da? Evaluare de date, ieșire. Date informaționale. Informaționale. Așa. Ieșire de date, bun. Prelucrarea datelor ieșite, baza de strategii. Dar aici era baza de experiențe. Baza de experiențe, baza de strategii. Am schimbat între ele două chestii. Baza de experiențe, care era aici, da? Cu procesarea de date. Am schimbat de-a doua. Deci în vedea intrarea de date, baza de experiențe. Bun. Ieșea dracu. Totul se strâmba, totul se distrugea, totul făcea, era cu praf. Nu mai curgeam șirul corespunzător naturii. Exact. Exact. Așa se întâmplă cu părinții care au experiențele pe care le-au avut de la alți părinți care au avut experiențe de la alții. Aduceți-vă aminte Marius Chicoș Rostogan. Nu-l cunosc. O creangă. Da? Creangă și creanga de aur al lui Lovinescu. Nu. Că... Nu. Eu în creangă. Amintiri din copilărie. Da, dacă n-ați mai citit creangă, el era, cum să spun, experiența divină, înțelegând mintea umană. Da. Așa cum vorbea și Socrate cu Meno în dialogurile, da, lui Platon, sufletul Socrate și Meno era mintea. Și vorbeau, da, comunicau, sufletul vrea să ajute mintea să iasă la suprafață din programele sociale. Da. Da, da. Ok. Deci. Deci doar a schimbat acele două... Doar a schimbat pozițiile. Și n-a mai apucat să-și facă copilul, circuitul normal, care îl crește și poate repeta mai departe, din aproape în aproape. I-ai blocat complet viața, punându-l invers. Și uitați-vă ce se întâmplă acum, da? În circuitul educațional european, ce se numea românesc. Introducerea scoate bărbat, femeie, homosexualității, deviațiile astea care le distrug sufletul, le distrug conștiința și trupul, biologic și trupul, tot, absolut tot. Când nu-și acceptă, creierul funcționează, trebuie să funcționeze pe alte pattern după aia. Da. Când intră în contradicții unii cu alții, emisfera stângă, emisfera dreaptă, vizualul cu kinestezicul, oricum, intră în contradicție, nu mai se înțeleg între ele. Sensitivul, nu mai contează, oricare dintre ele, nu mai pot comunica. Îi vezi. Problemele pe care și le afișează, le-au pe corp, le-au pe față. Ce în nas, ce în sprâncene, tatuați. Da. Apropo, ați trecut prin experiența asta. Am fost acolo. Tatuaj, da. Da. Dar poți să-ți revii. Poți să-ți revii, să îți respecti ce te-a lăsat Dumnezeu să ai, cum te-a respectat Dumnezeu să fii. Și îți asumi drumul pe care l-ai ales,
dar îl corectezi dacă o ia la asta. Ca să o corectezi, trebuie să ajungi să meditezi. Sau să contemplezi. Stau și cuget pe care și Brâncuș l-a pus. Da. Era o practică foarte veche și foarte puternică și simplă de conștientizarea vieții interioare. Da. Apropo, creanga de aur, nu mai a fost o creangă de aur. A fost una. A lui Sir James George Frazer, care, printre altele, a relatat în această carte extraordinară, el a fost făcut în urma cărții, Sir, s-a dat titlul nobilar de regina Angliei. Care e bine să aducem la cunoștință faptul că Sir vine de la Sirius, adică este o plantă, o planetă mult mai puternică decât soarele nostru și sunt considerați oamenii că vin cu înțelesuri foarte înalte. Foarte înalte. Mitul lui Hainuvele. De la vreau să aduc aminte acum. Mitul lui Hainuvele. Care a fost o femeie care s-a sacrificat pentru oameni care erau foarte primitivi, lăsându-se tăiată în bucăți, dar cu condiția ca bucățile să fie îngropate în pământ fertil. În locuri diferite. În locuri diferite și fiecare bucată a dat naștere unei specii care se hrănesc. Ca Osiris din mitul egiptean. Da. Ca Osiris. Exact. Deci, care avea un sens până la urmă. Da, exact. E bine, aici sunt două lucruri. Părțile din corp reprezentau și în mitologiile vechi, la indieni, de pildă, au dat naștere la caste care aveau drum, aveau destin. Trebuia să facă ceva. Dar dincolo reprezentau proiecțiile pe creier. Părțile pe care le-au îngropat și au crescut, hrana pe care au avut-o de la Hainuvele, a fost o hrană a sufletului, o hrană a minții. Nu numai o hrană a trupului. Dar ca să înțelegem și cu hrana trupului, că e extraordinar de interesant. Noi nu putem exista dacă nu avem microbiom. Microbiomul nostru e format din organisme mititere, microbi, virus. Care se află în colon, intestinul gros. Da. Miliarde. Da, dar am avut la un moment dat privilegiu să vindec pe vremea când mă ocupam așa ceva, acum nu mai mă ocup, o fetiță care avea giardie în creier. Ceea ce e foarte rar. Foarte rar. Dar mai nou în lumea de astăzi a început să se devine din ce în ce mai des. Da, am reușit să o vindec, nu mai știu cum, dar am reușit atunci. Fetița respectivă e femeie, are și o fetiță, este extraordinar de talentată și de pianistă nemaipomenită și profesoară extraordinară, trăiește în Canada în clipa de față. Bun? Extraordinară. O cheau Monica Hurdubei, dacă dați numele ei pe YouTube, vedeți ce a putut să scoate din pian la momentul respectiv. Deci deblocarea unor, ieșirea de paraziți din creier și din corp, duce la un alt potențial al ființei umane. Și din viața ta. Adică și externe și interne. Și externe și interne. Care e parastarea socială care ne paște la orice colț? Da. Problema este interesantă. Când Dumnezeu îți închide o ușă, îți deschide o fereastră. Asta e o lege spirituală. E o lege spirituală. Și ăsta este ce trebuie totdeauna antrenat, corpul spiritual. Nu doar corpul social, nu doar corpul fizic sau mental, corpul spiritual. Poate că e bine să punem puțină lumină asupra antrenării acestui lucru, pentru că
precizați în foarte multe mărturii, chiar și în carte, de acest demers divin. Da. Eu fac modelele matematică. Am un site ce se numește hkrdi.org, în care am demonstrații matematice pe altă logică decât cea obișnuită, pe logică hexavalentă, septavalentă, că Dumnezeu există, care sunt atât de imposibil de atacat, dar cere inteligență multă ca să le poți urmări. Mi-aduc aminte, vis-a-vis de acest lucru pe care dumneavoastră l-ați menționat acum, sunt puțini oameni în lume care reușesc să schimbe ceea ce numim noi realitate. Și în acest caz, în 2004, a murit un om de știință, îl numea Pierluigi Gina, în Italia, Pierluigi Gina, care a ieșit într-o zi din laboratoriu, din mediul de cercetare, și așa, cu un entuziasm divin, spune: la Terra e ferma, Pământul e staționar. Și toată lumea a venit la el în cabinet și le-a prezentat dovezile și câți ani de zile a lucrat el acolo ca să creeze ceea ce mulți au numit o inepție. Și toți următorul lui Copernic au început să-și strâmbe nasul, că nu se poate așa ceva. Și a demonstrat, niciun mediu științific nu i-a acceptat sub nicio formă imersiunea doveditoare a faptului că așa stăteau lucrurile pentru el. A venit BBC-ul, mare televiziune în lume, a fost câțiva ani, în anii 2000, o întreagă mișcare a următorilor care îl înțelegeau pe Pierluigi Gina, se scrie. Și ulterior a fost complet uitată misiunea pe care el a avut-o, și astăzi oamenii în continuare merg pe mișcarea lui Copernic și știința merge pe legile vechi, fără să mai fie expusă gândirea omului la o posibilitate. Ceea ce dumneavoastră știu că faceți este că redați o altă realitate a ființei umane, cât și a mediului înconjurător, care are un ciclu informațional de transmisie, recepție de date, ceva atât de colosal încât noi nu putem decât să ne exprimăm umili în fața acestei complex. Da, e complex. E complex și laborios și detaliat până în ultima virgulă. Și vedeți, dar aceste e în cuvinte concepte omenești. E în cuvinte omenești, nu e în formule matematice. E, Dumnezeu ne vorbește în cuvinte omenești. El comunică cu noi. Când comunică cu noi? Tot timpul. Cum comunică cu noi? Când îl lăsăm să comunice cu noi? Când îi permitem? Da, dar cum comunică cu noi? Când Biblia spune, pune gânduri în minte și emoții în inimă. Da. În cazul ăsta am niște numere. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 spune sunt, 2 ce, 3 cum, 4 unde, 5 când, 6 de ce. Aducerea la prezent, unde mă aflu. Da, exact. Nu pot să vă explic mai mult, pentru că pot eventual să vă arăt pe calculator. Modelajul. Modelarea, da. Dar momentul în care ai un fractolon, duce la al doilea, la al treilea, la al patrulea, la al cincilea, la al șaselea, și încă o dată formează un fel de yin-yang. Ați descris semnul infinitului cumva. Da. Vezi traseul. Etapă cu etapă, ce se petrece, cum se petrece. Care sunt, de fapt, pași pe care îi parcurgem, da, în plan natural. Da. Doar că îi descrie și atunci noi putem să îi inversăm sau să îi îmbunătățim. Putem să ne conformăm, să înțelegem și noi cei cu noi, de unde venim. Legea naturii de noi. Da, da. Și ce avem de făcut? Înțelegând legile, ne ușurăm viața. Da. Cel mai mare pericol pe care l-au oamenii este faptul că nu înțeleg ce caută în viață, de ce s-au născut. Ca să fie hrană pentru animale, ca să fie carne de tun, ca să fie... De ce?
Bernard Clarvăzător, Bernardo Flavio, spunea că ceea ce cauți te pune în condiția să cauți. Da, da. Da, da. Dar asta îți permite să traduci cu aceste câteva cifre de la genomul Universului, care îți dă etapă cu etapă cum funcționează și până unde se duce, care este uriaș. Toate astea sunt uriașe. Da? Și până la legile geneticii. Ne întoarcem la Hermes Trismegistus, care spunea că legile de sus sunt aceleași cu celeași de jos. Cei înăuntru, ca circuit, comunicare, da, colaborare între organe și tot, da, mediul nostru din mezeter, cu legile cosmice, sunt una și aceeași. Da, dar foarte diverse, pentru că formulele de lucru pe aceeași bază sunt nenumărate, practic. Deci nu există doi oameni la fel, două trasee la fel. Și toate acestea duc la sau unde? Duc la existența Universului, care altfel se dezagregă. E o chestie de fine-tuning. De ajustare. Da, fine-tuning. Și dacă intrați pe internet și scrieți fine-tuning, vedeți, vedea cât de îngustă este plaja de existență pentru toate fenomenele care determină viața. Ce rămâne de făcut cu educația, autoeducația, noi ca părinți, ca bunici și copiii pe care îi avem pe lângă? Vă dau un exemplu. Da? Prin exemple înțelegem toți foarte bine. Păi, mă gândeam și eu. Am avut, la începutul existenței mele în învățământ, un elev, chiulangiu și neserios, Ionica, care mi-a făcut o teză de nota 10. Cum a ajuns dacă era chiulangiu? Păi, l-am întrebat, mă, Ionica, uite, m-am uitat la teza ta, nu pot să-ți dau decât 1 sau 10, unul care e copiat. Și spune exact, știu cine erau colegii tăi de la care te-ai uitat. Sau 10, pentru că ai copiat ce aveau, ce-au scris ei bun. Deci, eu îți dau ție o șansă. Deci ori ai copiat că trebuie, ori ai copiat că știi ce nu, să... Nu, știa. Nu știa. Dar a recunoscut. Eu îți dau următoarea șansă. Eu voi face 10 greșeli la oră. Dacă tu îmi spui ce am greșit, îți dau un punct. Îți dau un punct în plus. Am făcut greșelile și am dat punctele în plus și până la urmă am luat 10. Și ce a devenit Ionica? Profesor de matematică. Incredibil. Da. Deci astea sunt... Dacă nu le inhibi, îl stimulezi. Eu știu că e prost. De ce? Cuvântul prost, că tot am dignitate un pic, înseamnă om fără rost. Exact. Nu înseamnă lipsire de inteligență. N-are rost. Nu se îmbucă cu altele mobile în rosturi. Acum folosim Ikea și nu mai trebuie. Dar mobile în rosturi, bucățile de lemn se îmbucau unele între altele, de nu le mai puteai scoate. Se încleau un pic și așa rămâneau. Sunt anumite subiecte care vă duc într-o zonă foarte călduroasă a sufletului dumneavoastră și se vede pe chip că vă amintiți cu foarte multă căldură sufletească aceste experiențe de a lucra cu oamenii și de a-i ajuta să descopere în ei această imensă cantitate de date cosmice care zac latente în ființa umană. În noi, pe care nu le știm, pentru că nu le-am accesat niciodată, pentru că n-am fost puși în situația de a interveni, ca să îndreptăm niște lucruri. Mă uit acum cât de indiferent este lumea la sacrificiile pe care le-a făcut până acum Iana Șoșoacă, care mi-a fost elevă la lotul de matematică în clasa 5-a. În clasa 5-a? Da. La
11 ani, 12 ani. Clasa 5, da. 10 ani. Și care este un jurist remarcabil și patriotă până la capăt. Și care acum este acuzată... A deranjată forțele, forul superior. Da, da, da. Securistanul. Adevărul nu-i suportat în mediul public. Adevărul se propagă mai... Adevărul se propagă oricum. Dar vedeți, când un om de calitate vrea să îndrepte lucrurile și lumea stă indiferentă, atunci lumea își merită soarta. Dacă stă indiferentă la abuzuri, la nedreptăți, da, sunt o sedare în masă, până la urmă s-a făcut prin foarte multe instrumente, da, de-a lungul existenței lor, și sedarea se vede pe modul cum gândesc, mai ales, și după aia cum acționează. Da, sunt aceiași părinți care au și copii, dar nu le pasă de ei, nu le pasă de viitor, nu le pasă de viitorul României. Eu știu că îi trimite în străinătate, rămâne fără pământ sub picioare. Câți români au plecat? Câte milioane de români? Cât s-au mai întors? A doua, sau minoritatea principală de la NASA, sunt românii. Că da. Sunt americani și după aia români, și după aia indieni și ceilalți care, da, s-au mai dus acolo. Da. Oameni cu funcții cerebrale enorme. Da. Legături neuronale de o potență imensă. Da. Bun. Ce au făcut aceștia? Au deblocat acele părți ale creierului care stau latente? Păi au trebuit să supraviețuiască. Pentru că, mergând într-un alt mediu, li s-au distrus mulți neuroni de pe hipocamp. Și doar schimbând mediu. Doar schimbând mediul cultural. Se creează alții. Se creează din celule STEM alții. De aici, de la buric, pleacă toate. Nu, de acolo se găsesc și în plămâni celule STEM, și în oase, peste tot. Mai puține, dar... Da. De la buric sunt primii. Da? Dar și mădua osoasă are o grămadă de celule STEM. Care migrează. Se duc acolo unde e nevoie. Și generează unde e nevoie. Generează neuroni noi. Că tot vorbeam noi biochimie, biologie celulară genetică. V-am spus că o să facem o emisiune despre asta, să mergem mai adânc în ființă. Da, da, da. Da? Deci, cam asta este istoria. Și acum, profesoratul, fiind o meserie care, urmându-se un protocol, ca și medicina de altfel, ei merg pe o linie, ca trenul pe șină, și nu pot devia. Dacă deviază, ei se ia licența sau diploma de profesor sau de doctor. Deci nu poate să se abată de la acel drum pe care l-au semnat că o să-l ducă 30 de ani până ies la pensie. Și copiii sau pacienții care merg în același sistem educațional, medical educațional, rămân cu protocolul în sine, nu cu individualizare. Da. Exact. Iar această individualizare, până la urmă, dacă omul nu și-o face singur, în afară de dumneavoastră, unde mai sunt speranțe să mai găsim cum funcționează omul în el însuși, să stea cineva cu el? Cum aveau, erau și copiii aristocraților, unde venea Plato și Socrate și îi pregătea individual, și familia medici din Florența și mulți alții aveau consultanți, da, privați. Da. Dumneavoastră mai faceți și ședințe private? Nu mai faceți, ok. Nu. Pentru că oamenii sunt interesați, adică mai pus întrebări chiar și în interviul nostru anterior despre asta. Nu mai am timp. Nu mai aveți timp. Mai vin câteodată pe la mine ca să-i văd ce potențial au, dar nu mai lucrez cu ei. Și ați fi deschis în zone unde să se expun, se strângă 50 de copii și adulți, să faci o serată de discuții libere? Am să mă gândesc. Bine. Încă nu am un răspuns. Bine. Direct o să fie o primă propunere care o lăsăm și mărturie aici. Da, da, da. Lucrez foarte mult și doar puțin. Nu am mult timp la dispoziție, pentru că am lucruri foarte profunde de rezolvat. După aia s-ar putea să mai mă liniștesc. Și cum le puneți în moștenirea acestei planete?
Adică cineva trebuie să ducă mai departe această muncă și să o aplice, să o practice. Da. Se poate trece, după ce termin de modelat, ce mai am de modelat, e mult, dar se poate face. Se poate face și se poate face mai departe pe pilot automat. Autoregenerare. Da, da. Așa, după aceea vom trece la aplicare. Pentru că poate fi aplicat atât pe caracteristicile minții umane, care pot fi bine caracterizate, cu autocunoaștere cu tot, dar pot fi aplicate și pentru starea vremii, de exemplu, sau pentru alte aplicații. Pot fi extrapolate și alte căutări științifice. Exact, în alte direcții. Și când va fi gata, presupunând acest proiect, în care va putea să fie testat social? Cred că până în anul nou e gata. Până în anul nou. De ce v-ați făcut timp să mai scrieți și această... Am scris-o de mult, a durat mult. A durat mult. Da. Nu e scris acum. Acum ați încheiat-o, ați finalizat-o. A, nu am ocupat eu, s-a ocupat fata mea. Adică vorbim de carte, de carte, da, de carte, care ați lansat-o. Da. Nu, nu m-am ocupat eu. E scrisă acum 10 ani. Și totuși a fost adaptată cu ideile actuale, pentru că ați învățat multe și ați verificat multe în 10 ani. În alte părți. Ideile le aveam și atunci. Și acum doar ați pus în aplicare cunoașterea științifică pe care ați dobândit-o. Încă n-am pus-o în aplicare pe educație, dar o să o pun. Da. Am organigrama Ministerului Educației care poate să ducă, e făcută în detaliu, cu oameni puțini și bine aleși, la reorganizarea sistemului, astfel încât să ridice copiii, nu să-i coboare. E făcută. Speculativ vorbind, dacă nu se va întâmpla asta și copiii rămân pe același sistem în care li se dă subiectul să-l memoreze fără să-l înțeleagă, fără să-l mediteze asupra lui, fără să-l contempleze, creierul ce face? Stagnează, se oprește din circuitul său electric și după în timp în viață cam care e? Degenerează. Degenerează. Practic obediență? Am cunoscut la un moment dat un copil genial care era dintr-un oraș unde s-a născut Danicușor. Așa. Un copil genial, când l-am cunoscut, știa biologie, cunoștea toate speciile de pe pământul ăsta, era incredibil, absolut câți incredibil. Câți ani avea atunci? Avea 8-9 ani. Și cum poate un copil la 8-9 ani să... Absolut genial. De cunoștea și strămoșii și denumirea strămoșilor. Dar poate ca spirit putea să-și amintească? Vreau să vă spun că l-am văzut după aia, când era în liceu. Intrase într-un liceu, în sistem, care i-a mâncat complet sufletul și era atât de prăbușit încât nu mai știa nimic. A uitat. Era terminat. Creierul nu mai funcționa. N-a mai funcționat. Și amintirea s-a blocat. Da. Amintirea era tot acolo, doar că nu mai avea acces la ea. Nu mai putea. Era out. Astăzi, la foarte multe boli neurodegenerative, chiar dacă informația este acolo capsulată, încapsulată încă, creierul nu mai poate să acceseze. Nu mai poate să acceseze. Pentru că sunt diferite blocaje, inclusiv... A pierdut inclusiv... vibrația, a pierdut frecvența cunoașterii, a pierdut starea de emoție. Vedeți? Omul, dacă nu respiră fără aer, rezistă 3-5 minute. Fără apă rezistă 3, 5, 7 zile. Fără hrană rezistă 3, 5, 7 săptămâni sau chiar poate luni. Dar fără spirit moare mai repede. Când moare, celulele sunt la locul lor, dar legăturile dintre celule nu mai sunt funcționale. Peste tot. Și cu cât mai puțin legături, cu atât mai puțin memorie. Da. Creierul
mai funcționează după moarte, după ce tai capul uneia, mai funcționează 7 minute. Da? Dar când s-a dezagregat, spiritul rămâne. Se duce în altă parte și se renaște într-un alt copil. Așa că să nu vă fie frică de moarte. Niciodată. Sunteți în mâna lui Dumnezeu. Ca noi toți. Și totuși, pentru această învățătură pe care ați propus-o, spiritul și creierul au nevoie de conlucrare. Da. Au nevoie. Au nevoie de respect, au nevoie de... Da? De înțelegere. Dacă nu-ți respecti corpul, bucată cu bucată, nu-i nimic nefuncțional. Nu-i nimic aiurea. Cel mai mare conținut informațional, zici că l-are creierul, care are neuroni, are memorie, are tot ce vrei. Sistemul genital nu are niciun neuron. Și totuși el este la baza vieții. Trage din sânge cele mai bune substanțe și o perpetuează. Da. Cum reușesc cei doi cromozomi, X și Y, de la mascul și de la femelă? Da. Cum să se perpetueze până când dau naștere unui copil? Cum reușește un singur spermatozoid să pătrundă în ovul pe ceilalți? Nu-i acceptă. Cum face alegerea? Cine a decis asta? Cum se poate ca acest modelaj cosmic, modelare cosmică să permită așa? Depășește, evident, înțelegerea umană și gândirea umană, dar o vedem că funcționează. Și în momentul în care apare o nouă viață într-un corp de femeie, dacă pruncul nenăscut nu e iubit, nu e înconjurat de dragoste, nu are dialogul cu mama. Am întâlnit doi copii care de când s-au născut vorbeau engleză. N-au vorbit română. Unul dintre ei mi-a spus maică-sa, care era traducătoare de engleză, era în contact mental cu mama în permanență și n-a vorbit română. L-a dat la o școală particulară de engleză, britanică. Iar celălalt, mama asculta numai melodii în engleză. Bun. Deci, contactul cu mama era făcut creier la creier, minte la minte, suflet la suflet, trup la trup, era automat. Graviditate. Lucrurile sunt complexe. Nu pot fi luate de-a valma ca fiind simple. Și actorul Gerard Depardieu, care la 18-19 ani primise un rol foarte mare în lumea hollywoodiană, el era încă în Franța, dar nu putea să vorbească limba engleză. Și s-a dus la un institut acolo în Paris și i s-au pus poveștile pe care el asculta când era mic la mama lui, doar că era în limba engleză. Și au rescos din adâncul minții și creierului său acele lucruri emoționale, l-a accesat și după aia a început să învețe engleza cu o rapiditate uimitoare, a ajuns la Hollywood și acum bine, s-a mutat în Rusia, când i-au mai convenit taxele americanilor și nici cele franceze și stă în Rusia. Dar s-au deblocat părțile din creier care nu erau funcționale să scoată limba engleză să o învețe. Da, da. Și sunt mii de cazuri astfel în care, accesând anumite zone prin un echilibru emoțional, creierul funcționează pe alt nivel de frecvență și pe altă putere. Eu am avut o întâmplare interesantă. În Polonia a fost trimis de, după Revoluție, imediat, am fost trimis în Polonia de ministrul secretar de stat Stănășilă, cu o tabără de copii rămași orfani la Revoluție.
și au fost primiți de familii. Eu am fost cu o fetiță într-o familie de mineri. Da? Ei vorbeau germană și poloneză și rusă. Toți. Eu vorbeam engleză, franceză și eventual dacă și italiană. M-am înțeles cu un preot catolic în latină, că italiana, latina și româna au. Dar surpriza mea a fost că am început să înțeleg poloneza. Cum? Pentru că e o limbă foarte... E o limbă slavonă. E o limbă foarte interesantă. A venit gazda. Jerzy Kalecka. A venit cu o bătrână la mine. El simțea că am putere de vindecare. Aveam pe vremea, acum nu mai am. În ce sens tânăr. Putere de vindecare? Putem să ajut oamenii să vindece. Prin substanțe sau prin... Acupunctură, nu. Ah. Da. A venit cu o bătrână, plină de reumatisme și dureri. Am văzut ce are și am zis, Hrean. Jean. Acesta este cuvântul în poloneză. În poloneză, Jean. A făcut bătrâna ce am zis. A înțeles ce am făcut. Furoze de hrană înfășurate pe mâine a început să nu mai doară. Hranul conține 2/1000 substanță uscată, peroxidază. Care e substanță bioactivă. Care e foarte bioactivă. Că dă reacție rapid. Da. Peroxidaza e o enzimă care elimină peroxizii. Peroxizii sunt cei care inflamează și strică. Îi transformă sau în oxizi sau în hiperoxizi care pot fi eliminați. Cum și-a pus și-a eliminat peroxizii din organism și n-a mai durat. S-a curățat țesutul. S-a curățat. Bun. Spre surprinderea mea, ea rezumă mai pe polsku. Înțeleg puțin polonez. Și acum. Am participat la o slujbă catolică. Am înțeles ce spunea preotul. Am fost și la o... În poloneză. În poloneză. Și la o ședință a organizației Solidarności, că era Lech Walesa atunci, care era miner la origine, a fost președinte, primul președinte al Poloniei. Și am înțeles. Și am înțeles că pot să înțeleg. Dacă eu sunt atent la tonalități. Nu înțeleg chineza, dar înțeleg japoneza. Și care e mecanismul din spate? Pentru că mulți oameni se întreabă că unii învață cu ușurință limbile străine, alții se chinuie și nu se leagă. Acces la subconștientul colectiv și la experiențe din alte vieți. Mai exact. La experiențe din alte vieți. Când am fost în Japonia, niciodată nu mâncase cu bețișoare. Cum am pus mâna pe bețișoare, am mâncat. V-ați adus aminte? Am adus aminte. Da. Și experiențele acestea, de fapt, clarifică că sufletul a fost pe acolo, a experimentat și prin atingere sau prin simțuri se face structura. Exact. Și amintește prin creier, de fapt, în acest creier își amintește. Da. Acolo avem memoriile, dar avem și memorii celulare. Avem memorii peste tot. Avem o arhitectură lăsată de Dumnezeu, când zici că omul e făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, e real. Vă pun câteva întrebări scurte, pentru că și eu și privitorii suntem profund interesați de aceste lucruri. Copilul astăzi, la grădiniță sau acasă? În perspectiva în care părinții lui sunt acasă. Depinde de grădiniță, depinde de casă. La un moment dat am lucrat și cu școala Lauder, pedagogie.
învățam învățătoarele să facă pedagogie. Era directoarea pentru credință, doamna Rosa Brunfeld. Bun. Și am întâlnit un caz absolut semnificativ. Un băiețel cu care nu se putea înțelege nimeni niciun fel. Era retras, era înfricoșat, să stătea într-un colț. Am discutat cu copilul. Care azi ar avea mai multe diagnostice, nu doar unul. Da. Și l-am întrebat, ce visezi tu? Păi visez că intru pe un coridor care are uși și pe dreapta și pe stânga. Deschid o ușă. Visele de noapte sau? Noapte. Intru pe ușă și visez alt coridor care are uși și pe dreapta și pe stânga, dar se întâmplă lucruri pe... Dar dacă vreau să ies din lucrurile alea, găsesc alt coridor care are alte uși. El avea vis în vis, în vis, în vis. Am chemat pe mama. Am văzut-o, era o divă, scânteia de energie. L-am văzut și pe tatăl, care era mare maestru de karate. Nu știu câți dani, scânteia. Erau ca doi vulcani. Era copleșit între cei doi părinți. De puterea lor sau de... N-avea spațiu de respirație. N-avea unde să manifeste. N-avea, nu mai era nimic. Era totit. Am vorbit cu mama, a divorțat de tata și copilul și-a revenit. Dar nu pentru că ați vorbit cu ea. Nu, pentru că n-a mai avut presiunea din ambele părți. Vedeți, sunt atât de multe detalii în acest sistem complex de recuperare. În acest sistem de recuperare, da, absolut. El e individual. Și acest lucru, doar întrebare vă pun, când merge la școală nu mai are copilul individualizare, pentru că acolo este pus într-un context de colectiv și răspunde colectivului. Absolut. Când își poate face el? Pentru că oamenii nu au, să spun, resurse financiare pentru un consultant privat să vină acasă, învățătorul să-l învețe doar pe copil. Cum de altfel am spus că n-are nevoie. Bine. N-are nevoie. Am o prietenă medic cu care m-am întâlnit cu două zile. A venit cu băiatul la mine. Noi ne știm de multă vreme. Un medic fascinant. Așa. Care nu și-a mai dat băiatul la școală. Face un sistem educațional privat de nu știu unde. Online. Online. Dar băiatul are niște cunoștințe fabuloase în domeniul de pasiune. Absolut fabuloase. Și o percepție și o gândire. E nemaipomenit. Pentru că nu mai este în colectivul care să-i modifice valorile. Nu-i trebuie valorile. Diploma. Nu e turtit. Nu i-a închis nimeni. Nu e inoculat cu toate ideile sociale. Și nu e împușcat în aripi când vrea să-și ia zborul. Adică are o susținere pe care o primește din mediul din care din partea crește. Părinților și niște cunoștințe absolut superbe. Dar au o casă undeva în Banat, în natură. Da? Se simplifică mult lucrurile când ați spus asta. Sigur. Sigur. Bine, dar pentru interesul social și marile rezultate financiare din orașele aglomerate, oamenii sacrifică foarte multe bucăți din ei înșiși și inclusiv copiii lor, pentru că merg și consumă doar de la magazin produse industrializate și creierul, după un timp, săracul nu mai are combustibil de funcționare. Aud același lucruri de jur împrejur, pentru că toate sistemele, contextele sunt cam pe aceeași idei de comunicare convențională. Și copiii lucrează într-un sistem unde nu sunt invitați să dețină ei puterea. Deci vedeți cum e cu banul și cu zarafii. Exact același lucru. Da? Banul a rămas și până acum principalul mijloc, deși normal noi ar trebui să avem monede de mediu. Monede de mediu. Monede de mediu.
Modelele de mediu, am făcut o modelare în direcția asta. Monedele de mediu și creditele de mediu. Da? Care ne permit să avem odată și o natură sănătoasă și o colaborare foarte bună. Vă dau un singur exemplu. În Austria, înainte de Hitler, într-un oraș austriac, modest, primarul, care a fost un om inteligent, și-a chemat toți membrii din orașelul lui și l-a spus așa, n-aveți bani, dar aveți datorii. Așa e. Toată lumea era datoare la toată lumea. Numai erau, banii erau retrași de Banca Națională. Văd, fac eu bani. Uite, a luat un teanc de hârtie de la primărie, a pus ștampila primăriei și a scris o sumă. Atâta, nu știu ce. Asta e valabilă timp de un an. Dacă nu folosiți, anul viitor nu mai aveți. Expiră. Expiră. Dar când ați folosit-o, trebuie să vă semnați pe spate. Oamenii nu au văzut ce să facă, dar... Asta era legea. Asta era regulamentul. Și au obținut următoarele rezultate. Au colaborat, au trecut la colaborare. Nu era important cine era mai bogat, că nu mai era nimeni bogat. Dar au colaborat între ei. Și într-un an de zile, orășelul ăla avea trotuare, avea drumuri de pietruite, avea rigole, avea copaci pe margine, avea și iluminat public cu gaz. Bun? Nimeni nu avea datorii, colaborau rapid, se ajutau unii pe alții. 1000 de orașe din Austria, aproximativ, au vrut să treacă la acest sistem. Și nu li s-a permis, bă. Nu li s-a permis. Nu li s-a permis. Dar asta... Era autocrată, nu era autocefalie. Autocefalie. Dar asta funcționează la monede de mediu. Mediul natural ne dă oricum. Trebuie să știm să dăm înapoi. Să ajutăm mediul natural. Din ce primim? Din ce primim. Că deocamdată am văzut că s-au tăiat pădurile. Când a fost prima oară în Alba Iulia, mi-arătau localnicii coade de cerb care se găseau la marginea orașului. Acum nu mai există niciun copac în jur. Da? Deci să ne gândim deocamdată, vrem să ne apărăm, trebuie să ajutăm. Cum ne ajută pe noi microbiomul, că altfel n-am putea să digerăm nimic. Am murit de foame. Cu toate că recunosc că aceste concepte, care nu sunt idealisme, ci sunt lucruri naturale pe care le spuneți și întru totul trăiesc și le simt în mine ca fiind veridice și adevărate. Însă când creierul omului este afectat fiziologic și spiritual de diverse măsuri, de mai multe planuri, medicale, sociale, convenționale și așa mai departe, cu ce instrument să mai ia omul aceste adevărate lucruri și să le pună în slujba lui? Cele spirituale. Nu religioase, spirituale. Ia contact cu Dumnezeu. O să întrebe cum iau contact cu Dumnezeu, pentru că ce am de făcut? Vorbește. Și binecuvântează pe oamenii din preajma ta, dacă vrei să îi ajuți să-și rezolve problemele. Binecuvântarea, da? Îi duce în zona spirituală. Cum o să măsoare el asta? Nu trebuie să măsoare. Nu sunt măsurabile, sunt inefabile. Asta e marea deosebire între măsurabil și inefabil. Matematica pe care am descoperit-o este inefabilă, nu este măsurabilă. Nu folosești numerele ca să aduni, să scazi, să faci înmulțiri. Și ca să explici procesele. Ca să explici procesele.
Cât de relevantă este astăzi alimentația și nutriția pentru condiționarea sau pentru îmbunătățirea creierului uman? Bun, haideți să vă explic. Mănânci, tai porcul sau vaca sau alt animal, oaia, și îl mănânci. Proteinele din animalul sacrificat sunt pline de hormonii fricii. Când intră în organismul uman, hormonii ăștia fricii sunt rezistenți la fierbere, la coacere, și mai departe. Nu dispar. Ei încep să se lupte cu hormonii tăi, naturali. În mediul intern. Da, în mediul intern. Și sunt mai puternici, pentru că frica e mai puternică decât starea de bine. Și din cauza asta te dereglează. Te fac praf. Cum te fac praf? Prin alergii pe care ți le creează. Prin diverse boli pe care le creează consumul de carne. Da? Din cauza asta, budiștii sunt vegetariani. Și multe ordine monahale. Da, vegetariene. Ca să nu mai aibă, adică doar din acest principiu, să nu mai aibă acea frică pentru că în rădăcinile lor. Da, pentru că vegetarele îți dau fructe pe care tu le mănânci. Și când mănânci un fruct, sămânța fructului o elimini pe cale digestivă. Dacă spart între dinți, se absoarbe. Da, dar nu spargi sămânța între dinți. Dar o îi dai drumul într-o balegă care este îngrășământ, care toamna este acid, dar în timpul iernii devine bazic și devine capabil să susțină viața. Și după aia crește un pom de acolo. De acolo crește un pom. Și în creierul nostru, care sunt mecanismele de refacere a grupărilor celulare, cam cu ce alimente, lichide, substanțe se găsesc în natură ca să refacem? Că sunt pierderi cu vârsta și mulți oameni care, de exemplu, consumă alcool sau care consumă diferite substanțe halucinogene, pierd acest acces, cât și grupările de celule din creier. Ce ar putea să facă în sensul acesta fiziologic pentru ei? În primul rând avem de echilibrat emisferele cerebrale. Asta este foarte important, dar când ai toată viața ai folosit numai mâna dreaptă ca să scrii, începi să scrii cu stânga. Ca Leonardo da Vinci. Da. Desenezi cu stânga. Și așa, și așa. Da. Când toată viața ta ai mers numai în față, începi să mergi în spate, cu spate. Un fel de neurobică propuneți. Da. Se remediază foarte mult sănătatea creierului pentru că folosește alte potențiale care nu au fost folosite înainte. Permiteți-mi să arăt două lucruri foarte simple la oameni, care într-adevăr ajută și puteți să țineți mâinile așa dacă vă uitați acum la emisiune și după aia să faceți, când aveți timp, da, adică da. De joacă și copiii vă puteți juca. Începeți încet și după aia se accelerează procesul, emisferele comunică prin corpul calos niște terminații nervoase în creier și așa se comunică. Un alt exercițiu este, puteți să începeți așa, după ce am luat 5, 4, 3, 2, 1 și iarăși 5, 4, 3, 2, 1. Și vă puteți juca cu copiii și cu adulții ca să refaceți comunicarea între creiere, da, o să prindă bine. Da. Și sunt multe altele, evident, multe, care ajută. Multe. Iar gimnastica mâinilor e absolut interesantă. Și deci, ca nutriție, ce ar putea să facă pentru regruparea, reînsănătoșirea neuronilor? Există, din studiile dumneavoastră, ceva care poate să fie serviabil? Sau ceva care să scoată, cum am precizat, că evident
toxicitatea există cam peste tot, și în mediu și în hrană. În afară de eliminarea ei și ce ar putea să ia sau să consume pentru un echilibru celebrat. Sunt foarte multe cazuri, nu este doar atâta. De pildă, când se destramă celule gliale de pe neuroni, ceea ce duce la niște boli îngrozitoare, celulele gliale au lipsă un atom de substanță care face să strângă. Deci nu e o rețetă care să fie permanent utilizabilă. Da? Când se destramă, au paralizie și paralizia respectivă locală. Adică în zona unde celulele s-au degradat. Da, care poate deveni global. Cu timpul. Dar dacă mintea funcționează în permanență, ei până nu își răspund la întrebări, nu mor. Cum vă mențineți dumneavoastră, dacă e cu putință și îmi permiteți, creierul atât de apt să funcționeze la această capacitate? Lucrez tot timpul. Domnule Florian Colceac, sunteți o minune pe acest pământ, sunteți un om remarcabil. Vreau foarte mult să vă felicit pentru efortul dumneavoastră, pentru tot ceea ce dăruiți acestor oameni și patriei în sine și acestor ființe care s-au născut în această zonă. Nu vă opriți nicio secundă și sunteți de neoprit, unstoppable, cum spun englezii, un tren care are o direcție și vrea să tragă un imens milioane de vagoane în direcția lumii noastre interioare sacre, pe care noi toți o căutăm, dar avem nevoie de modele ca dumneavoastră să fim duși pe o linie unde se ducă la eternul și gloriosul Dumnezeu. Așa că pentru tot ceea ce faceți, vreau să vă felicit pentru această muncă de o viață și pentru toate meritele pe care le-ați obținut pe cale meritoasă și nu subiectivă, ci pe cale obiectivă, ceea ce este un lucru foarte rar în distincțiile date astăzi în lume. Vreau să vă doresc ca în fiecare secundă să ne mai dați și nouă câte ceva îndărădnicilor care vă căutăm din când în când, să ne aducem aminte că avem un potențial în noi, pentru cine vrea să acceseze mai mult din cunoașterea pe care domnul Colceag o propune. Potențialul extraordinar al unui copil o puteți găsi pe internet disponibil și o puteți comanda acasă. Este o carte extraordinară pentru, nu doar pentru copii, cât și pentru adulți, dar mai ales de a face legătura și relația între cum comunicăm, cum îi ajutăm, cum le scoatem cea mai puternică parte divină din copii și nu îi suprimăm cu acele lucruri sociale sau că așa știm noi mai bine datorită experienței. Experiențele noastre au fost contextuale și subiective, dar asta nu înseamnă că vor fi la fel și pentru copii. Copiii au drumul și o altă calitate a vieții și domnul Colceag tot timpul o să ne fie alături întru totul, prin toate manualele și muncile sale, lucrând la cel mai adânc nivel posibil în știința pe care noi o avem, ca să ne arate procesele, cum lucrează natura, cum lucrează omul și cum putem noi să ajungem să fim mai mult decât suntem acum. Domnule Colceac, sunteți un om rar și cu toții cei care vă urmărim vrem să vă mulțumim pentru acest efort depus în această existență, întru totul, pentru tot ceea ce faceți pentru oameni și pentru generațiile care vor veni după noi, pentru că vor veni și au nevoie de exemple care au trudit foarte mult în viața lor ca să ajute condiția umană în folosul eternității. Fiți binecuvântați și Doamne ajută! Doamne ajută! Mulțumim!